Bun găsit, doamnelor și domnilor, suntem la o nouă emisiune și ediție în Lumina Adevărului și astăzi ne vom cantona în domeniul energiei. Pentru asta îl am ca invitat pe domnul profesor doctor inginer Victor Vaida, președintele Societății Inginerilor Energeticieni din România. Bine ați venit, domnule președinte, în emisiunea noastră. Bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație. Cu mare drag, discuțiile pe care le avem noi totdeauna au venit cu elemente, cu informații și au strânit, așa să zic eu, o senzație că cineva totuși mai spune adevărul, așa cum este. Bun, vă propun pentru început să vorbim despre noua centrală de la Mintia. Zilele trecute a fost în spațiu public informația că noua centrală a primit acordul de mediu. Proiectul de 1,4 miliarde de euro va fi finalizat până în 2026. Cum comentați? Că în momentul în care s-a închis, deci, au fost foarte multe discuții. Deci, care este părerea mea? Da. Părerea mea în ce privește acest proiect este că este util. Proiectul va fi un proiect modern din informațiile care le știu eu și în general cunosc tipul acestor de centrale, un modern, eficiente și este foarte necesară pentru zona noastră, este foarte necesară pentru județ, că nu mai există economie și industrie și în același timp este foarte necesară chiar pentru sistemul energetic național, pentru că orice sursă nouă de energie, mai ales dacă este eficient și hai să credem că va avea și un preț rezonabil, evident că este binevenită. Da, se vorbește de o capacitate de producție de 1700 de megawatți și este catalogat ca drept cel mai mare vâlchiv industrial din România de la Revoluție până în prezent. Da, informațiile sunt că va avea 1700 de megawatți, numai că aceasta 1700 de megawatți vor fi în două etape. Dacă va fi 700 și 1000 și pe urmă va fi celelalte 700, se va vedea, pentru că de fiecare dată există o gândire pentru asemenea investiție și există și pentru această gândire și sunt convins, am și convingerea că se va realiza în condiții bune. Aceasta este realitatea, dar trebuie de fiecare dată precizat un lucru. Noi ne bucurăm că sunt investiții, cum este aceasta investiție mare. Dacă aceasta e cea mai mare investiție a României, după, evident că nu avem investiții de asta, pentru că au fost perioade când aveam investiții mari. Nu? Deci aceasta este o investiție mare, dacă este cea mai mare, nu este bine pentru România. Deci în sensul că lipsa investițiilor mari, lipsa investițiilor înseamnă, bineînțeles, lipsă de fonduri, pe urmă înseamnă lipsă de locuri de muncă și așa mai departe. Dar hai să ne concentrăm pe această investiție. Eu sunt optimist și sper că se va face. Sper că se va face și în același termen care se spune. Un lucru însă este clar. Întotdeauna se crede că dacă investițiile sunt private, asta e singura soluție care trebuie să... Nu. Statul, el în domeniul energetic mai ales, trebuie să fie partener de fiecare dată, pentru că statul este cel care trebuie să protejeze propria populație și propria industrie și propria economie în anumite situații. Și în ce privește prețul și așa mai departe. Dacă este un investitor străin și face o centrală mare, este bine, numai că el de aici, de la Mintia, pentru că există linii de 400 de kV spre Ungaria și de acolo spre Uniunea Europeană, evident că energia nu va fi numai pentru România, ci va fi în general pentru Europa. Nu-i nimic rău nici în punctul ăsta de vedere, oricum este o sursă de energie aici aproape de noi și care este binevenită pentru sistemul energetic. În primul rând trebuie să ne gândim că un sistem energetic trebuie să aibă un echilibru în ceea ce privește producție și consum și o siguranță în funcționare. Iar asemenea obiective energetice, asemenea centrale, asemenea surse de energie, ajută foarte mult la siguranța în funcționare a sistemului energetic. Adică să avem tot timpul o producție bine echilibrată cu consumul și atunci sistemul energetic rămâne în echilibru și nu se întâmplă niciun fel de avare de sistem care sunt foarte, foarte grave cu pagube foarte mari. Păi, așa cum spuneți dumneavoastră, e corect, dar o să discutăm un pic mai încolo în alt material. În aprilie, de 1 mai, după la Paști, s-a vândut energie electrică la preț negativ
pe motiv că, și o să dezvoltăm atunci subiectul, că nu există activitatea economică. Deci ce să mai credem din toată povestea asta? Păi ce să credem? Sunt niște lucruri, niște realități, că nu mai avem activitate economică sau că nu mai avem. Avem activitate economică slabă, puțină. Acest lucru este clar și se cunoaște pentru că economia noastră și industria, știți ce s-a întâmplat cu ea, n-are sens să revenim acum. Dacă în anumite momente este un anumit preț negativ, evident că poate să existe asta, dar asta înseamnă în primul rând că piața nu funcționează la nivelul întregii Uniunii Europene și la nivelul României nu funcționează. Dar întrebarea este, e vreun cetățean de-al nostru care a primit, care a spus, uite, nu plătește energie o săptămână? Uite, ți-a scăzut prețul de energie. Deci asta este, aceste efecte momentane care se întâmplă cu asemenea prețuri, trebuie să fie efecte directe asupra populației, asupra economiei. Acesta este rolul. O să vedeți că emisiunea se numește ciudat, dar intenționat am gândit-o în felul ăsta pentru că așa va reieși din materialul și din tema pe care o să vă propun. Deci prețuri negative care ci că nu sunt bune și tot pe spinarea consumatorului vor ajunge să fie consumatorul să ajungă să fie suportate pentru că în momentul ăsta degeaba producem și suntem obligați să vindem, că nu, așa, dacă nu avem stații de depozitare. Da? Deci să ne înțelegem. Și ca să se investească în treaba asta, costă prețul, costă pe consumator. Deci să ne înțelegem, sunt foarte multe vești și la televiziune și în presă, sunt foarte multe vești, foarte multe informații, din păcate, unele sunt adevărate, cei care le dau au surse foarte bune, unele nu sunt corecte și de aceea dezinformează. Acum, sigur că au efect asupra populației, asupra prețului populației. Păi populația, fiecare dintre noi are un anumit contract și el primește un anumit preț. Cum are efect? Păi sigur că acest preț oscilează puțin și că și aceste momente, fenomenele ăștia, influențează într-un fel. Dar nu mare lucru. Pentru că... aș vrea să discutăm un pic mai târziu subiectul. Acum, haideți să încheiem cu mintia. Am găsit că nu se va mai arde cărbune, da, cum știm toți, ci gaz metan, iar impactul asupra schimbărilor climatice va exista și în acest caz, pentru că gazul metan, tot carbon este, dar vor fi eliminate celelalte noxe care provocau probleme, praful și oxizii de sulf. Din punct de vedere al muncii de autorizare, spuneau cei de la Protecția Mediului, pe lângă aplicarea legislației, evaluarea impactului asupra mediului, asupra biodiversității sau sănătății populare, au fost nevoiți să se consulte și cu Ungaria și cu Serbia, ambele state, exprimându-și susținerea pentru acest proiect. Da. Acum, sigur că putem să discutăm și cu Ungaria și cu Serbia, putem să discutăm aceste lucruri, pentru că problemele de mediu sunt generale și afectează și vecinii noștri. În ce privește centrală pe cărbune cu gaz metan vis-a-vis de centrala pe cărbune, lucrurile sunt clare. Să știe foarte clar care este cantitatea de noxe care dau centralele, cazanele care consumă gaz. Sunt foarte bine definite. Ele, așa să spunem așa, sunt poate în ansamblu, poate sunt jumătate, cam jumătate, 40% din ceea ce dau cărbune. Evident că nu dă cenușe decât în cantități foarte, foarte mici, nu dă cenușe, dar dau celelalte noxele, dă totuși, rezultă și în centralele cu gaz, nu că nu există, nu e, dar sunt mult mai mici, într-adevăr. Ele sunt bine definite și sunt mult mai mici. Ca atare, o centrală pe gaz metan este binevenită și din punct de vedere a mediului. Însă, Uniunea Europeană a avut și momente și mai are când spune că și centralele cu gaz metan trebuie închise, da, pentru că și aceasta poluează. Da, numai că... Doamne, așa mare, nu-i prioritatea cum e la cărbune. Nu e prioritate, dar problema este că Uniunea Europeană spune foarte multe lucruri, de din păcate nici Uniunea Europeană nu este cea care spune lucrurile așa cum trebuie sau cel puțin să fie bine definite într-o conjunctură bine definită. Care este realitatea? Trebuie să fim foarte atenți cu mediul și eu sunt de acord. Ideal este să fie mediu curat, numai că
ne mai trebuie și economie, ne mai trebuie și industrie, ne mai trebuie și un anumit nivel de trai și toate astea nu pot trăi numai din producție de energie ecologică sau numai din industrie și economie ecologică. Dar trebuie să știe că România și chiar și întreaga Uniune Europeană are o contribuție destul de mică în ce privește cantitatea de noxe și afectarea asupra mediului la nivel global. Asta este. Acum, ei zic că ar avea dreptul să dea indicații și să dea o direcție, pentru că, uite, și o să vorbim un pic mai târziu, Comisia Europeană a aprobat României o schemă a contractelor pentru diferență în valoare de 3 miliarde de euro pentru a sprijini instalațiile eoliene și solare fotovoltaice pe uscat în vederea stimulării tranziției către o economie net zero. Deci, așa este. Numai că sigur, au dat mereu niște fonduri și este foarte bine că sunt și sunt de acord să crească producția de energie electrică cu resurse regenerabile, numai că aceasta nu este suficientă și mai e o chestiune care trebuie știută. Energia eoliană și cea solară nu dau o producție constantă și o anumită cantitate de energie constantă, pentru că variațiile sunt foarte, foarte mari. Și acum mergem mai departe. Toți producătorii de energie și pormă și transportul și distribuția de energie fac parte dintr-un sistem energetic. Iar atunci când nu bate vântul și nu este soare, cine dă energie ca atare trebuie tot timpul să fie și producător de energie electrică din producător normal, din resurse normale de energie, ca să se păsteze tot timpul un echilibru, să anumim o funcționare constantă și sigură a sistemului energetic printr-o frecvență constantă. Deci, pe măsură ce se creează, se realizează noi investiții și noi capacități de producție în eoliană și vânt, putem să discutăm de închiderea celorlalte. Până atunci nu trebuie totuși să existe acest echilibru. Este foarte adevărat însă că în România consumul a scăzut foarte, foarte mult, îngrijorător de mult, pentru că economie, hai să fim cinstiți, nu mai prea avem, industrie nu mai prea avem. Aceasta este realitatea. Dar eu totuși sunt optimist și cred că se va crea un echilibru și totuși va fi o anumită revenire, o restructurare a economiei și a industriei în așa fel ca totuși în țara aceasta să crească nivelul de trai, să crească veniturile, dar acestea nu pot crește cu bani de la bugetul statului decât pentru o anumită parte a populației, ci trebuie să fie o parte populației care trebuie să desfășoare activitate în industrie și în economie. Bun, eu sesizez trei probleme pentru băieții ăștia care iau bani mulți și au niște obligații. Cum spuneați, creșterea procesului economic, distribuția energiei, când sistemul am înțeles că nu face față. Acum, de când au apărut 120.000 de prosumatori, pe ăștia îi resping în mare parte că nu au sistem de distribuție care să facă față la surplusul acesta, ba mai mult, nu-i plătește. Au datorii la prosumator la vreo 90 de milioane de euro. Am discutat și data trecută puțin despre chestiunea aceasta. Aceasta înseamnă lipsa unei politici și numai strategii energetice coerente. Dacă acum 10-15 ani încurajam, 20 de ani, încurajam foarte mult acest producător de energie ca să vină în sprijinul, nu? În sprijinul atât a consumului de energie și a producției, dar să vină și în sprijinul echilibrului sistemului energetic. După aceea, adică distribuitorii de energie și toți ăștia alți n-au ținut pasul și bineînțeles că n-au dezvoltat rețelele de transport, de distribuție și acum constată cu surprindere că nu mai pot să distribuie această energie. E o mare prostie, o mare eroare. Aceasta este una din erorile care... Dar Ministerul Energiei Electrice, care este coordonatorul problemelor de energie la nivel național, ce a păzit? Pentru că constați în fiecare moment dacă se dau aprobări pentru noi producători de energie electrică, fie ei mici,
ei se adună, dacă dai, trebuie să știi, da, dom'le, aici se adună o anumită putere instalată și să produci o anumită energie, trebuie să ai o anumită, niște rețele. Aceste rețele trebuie să fie bine dimensionate. Se ba mult decât atât, trebuie să ca știi și încotro merge energie electrică. Iar aceasta este, de asta demonstrează încă o dată, să nu zic incapacitate, hai să fiu mai elegant, slaba politică energetică și slaba noastră strategie energetică și să zic așa preocupare. Asta înseamnă și lipsă de specialiști și oameni care cunosc. Ați mai spus-o și aveți dreptate. Așa este. Plus nevoia de a se crea stații de stocare. Deci economie, distribuție și stocare. Păi asta înseamnă o gândire, un proiect, un plan. Iar în ce privește stocarea, sigur, se discută de stocare, unii vorbesc foarte mult de baterii, nu, stocarea care o are România și este serioasă și de mare anvergură, este cea în stocare în barajele de acumulare hidro. Astea sunt stocările mari. Sigur, se discută pe urmă stocare de baterii. Auziți, bateriile trebuie să știe că nu rezolvă decât cantități foarte mici de acumulare, deci nu se compară. Înțelegeți? Nu mai vorbesc că sunt niște socoteli care spun că cheltuielile sunt foarte mari pentru realizarea bateriilor și cineva trebuie să suporte și cineva trebuie să mai și amortizeze. Sunt bune. Da. Consumatorul. Păi consumatorul, dar consumatorul ăsta săracul le suportă pe toate. Pe toate. Odată că plătește ce consumă și mai din banii consumatorului mai intră și acea, să zic eu, compensare care vine de la stat, adică tot de la consumator. Da. Eu stau și mă uit puțin în urmă când a fost criza, a început criza, da, pandemia cu criza energetică acum vreo 2-3 ani, vedeți cum au crescut brusc toate prețurile, da? Atât la energie cât și la combustibil și încet, încet lumea s-a liniștit, prețurile au crescut, consumatorul plătește. Dar de ce? De ce nu s-au luat măsuri? Pentru că România are posibilități ca să scadă prețul energiei electrice sau să păstreze un preț al energiei electrice echilibrat. Nu se... Și la gaz la fel. Domnul președinte, vă dau o veste. Surpriză cu plata factorilor la energie pe luna aprilie. Noutatea de care trebuie să știe toți românii. Facturi mai mici pentru români. Prețurile utilităților au crescut treptat de-a lungul anilor, iar recent au fost emise facturile pe luna aprilie. Mulți au fost surprinși când au văzut cât au plătit. Toți românii trebuie să știe aceste detalii, spune material. Prețurile la curent și gaze au scăzut. Ministerul Energiei a anunțat că prețurile factorilor la gaze naturale și electricitate au scăzut în luna aprilie față de prețurile maximare plafonate. Mai exact, pentru luna aprilie, prețul factorilor la gaze naturale a scăzut cu 25%, iar cele pentru electricitate cu 15% față de prețurile maximale plafonate. Ministerul Energiei împreună cu ceilalți trebuia să ia măsuri ca să scadă plafonarea, nu să scadă prețul. Hai, domne, ce, când vine primăvara, este evident că trebuie să scadă prețul, nu? Dar plafonarea o țin acolo sus, știți de ce? Pentru ca să fie acolo sus sau are interesul toată lumea, inclusiv statul are interes să fie sus și să plătească consumatorii prețuri mari, că de acolo fiecare și-a partea. Da? A spus ministru, da? Ce cât de complicat este să modifici plafonul ăsta a plafonării? Nu e de complicat deloc. Trebuie doar voință. Atât, da? Voință și știință. Sau știință și voință. Voință, da. Da. Și știți cine sunt ăștia, acolo nu-i mai spun. Știți care trebuie să facă, e pe care îi plătim pentru asta. Păi tocmai, și da? Care vor bani tot mai mulți. Toată lumea vrea să fie ministru, toată lumea vrea să conducă instituțiile statului, toată lumea vrea să fie în consilii de administrație cu bani mulți. Rezultatul este că populația plătește mult. Nu este în regulă. De asta sunt plătiți ca să optimizeze. Da. Mă rog, aici sunt niște declarații ale ministrului energiei care clar că sunt electorale, mă rog, se vrea domnia sa administrator, primar, general. Interesant cum trecem de la energie la administrație publică locală. Da, da, următoarea funcție probabil că e președinția. Eu sunt perfect de acord, din dreptul fiecăruia să candideze și eu am candidat la un moment dat în anumite funcții, e dreptul fiecăruia să candideze, numai trebuie să știe fiecare. Că atunci când îți dorești o funcție, sunt și responsabilități mari și trebuie să-ți faci datoria, pentru că de asta ajungi acolo, nu numai așa ca să fii undeva într-o anumită poziție. Așa, mai da. Prezintă și un clasament...
au fost analizate datele din a doua jumătate a anului 2023, iar la capitolul asta, 2023, așa, când erau, nu, încă nu simțeam decât povară. Țara noastră ocupă locul 3 în topul celor mai mici prețuri pentru consumatorii casnici, cu un tarif de 0,563 de... În locul 3 în față, nu? Da. Păi în față, deci nu-i ocupă locul din spate să fie cele mai mici prețuri. Bine, așa zic, locul 3 în topul celor mai mici. Păi nu, dar la posibilitățile României... Corect, dar nu spune unde, în față sau în spate. Vă spun eu că este în față, da. Data asta. Eu fost și în locul 1, deci eram fruntaș la plata energiei electrice. De asemenea, prețurile reduse au fost întâlnite și în segmentul non-casnici. Aici România s-a clasat pe locul 3-4 conform autorităților. Dar interesant, orice care a făcut materialul n-a sesizat nuanța în față sau în spate, ori așa a fost anunțul. Bun, și acum ne legăm de titlul emisiunii, de ce prețurile negative la energie nu sunt o veste bună pentru consumator. Adică de ce este rău când este bine. Nu cam așa ar veni altfel înțeles. Mă rog, se ia ideea că au scăzut prețurile, s-a vândut cu prețuri negative în diferite intervale orare, adică producătorii au plătit să le fie preluată energia, invers față de cum este normal. Specialiștii atrag însă atenția că această situație nu vine cu vești bune pentru consumatori, întrucât este vorba de un dezechilibru în sistemul energetic greu de gestionat, da? Adică, deși energia ca marfă este ieftină sau gratis, dezechilibrile create în piață de această situație ne costă mult. Trebuie cei care anunc aceste fraze ar trebui să explice puțin mai mult de ce este rău și nu este bine și așa mai departe. Pentru că niște dezechilibri orale nu reprezintă nimic. Omul plătește la lună. Înțelegeți? Crește, scade, asta este în orice piață. Sunt foarte multe informații, să zic așa, publice, care să nu se explicate sau foarte multe sunt eronate. Eronate. Da, clar. Pe consumatorul nostru, indiferent că este casnic sau este industrie sau unde este, pe el îl interesează când vine factura. Restul, dezechilibrele ăștia de moment există. Există, da. Și funcționarea sistemului energetic are dezechilibre. Mai crește consumul, mai scade consumul, crește produsul, scade. Asta există. Dar contează ce s-a întâmplat la final. Deci aici mai prezint o idee. Deci în această primăvară însă prețurile negative au doborât record după record, iar consumul înregistrat de energie a fost și el cel mai mic din istorie. Din care istorie? Vorbim de istoria medievală. Vorbim de consum înregistrat pentru că există și unul necontorizat, adică cel deja vorbim de dușmani acum, adică cel al prosumatorilor care depășesc capacitatea instalată de 1500 de megawatts mai mult decât cele două reactoare de la Cernavodă. E foarte bine. Foarte bine că depășesc, dar de ce nu le luăm energia? Încurcă pe ceilalți de stat. Păi încurcă, pentru că s-a discutat foarte mult că trebuie să fie aceștia, să producă mai multă energie, că trebuie să ajute și mai mult decât atât descarcă anumite zone a sistemului energetic, iar acum când produc sărace și unii au făcut și investiții, nu le mai ia nimeni energia sau nu le o plătește. Da. I-au făcut pe baza unui politici care am promovat-o noi. Zice domnul Dărăban, bănuiesc că director în Ministerul Energiei, a explicat că prețurile negative apar în acele momente din zi când producția este foarte mare și consumul foarte mic, iar curba de producție și cea de consum nu se întâlnesc. Adică? Nu, deci auziți aici. Șoptește colegul că aia e curba. Auziți aici, n-are dreptate. Deci întotdeauna producția și consumul se întâlnesc, pentru că dacă produci mai mult, trebuie să o dai undeva, iar dacă nu produci mai puțin, trebuie să iei de undeva. Dar în ce privește sistemul energetic, ele se întâlnesc și ele trebuie să fie tot timpul egale ca să funcționeze în siguranță sistemul energetic. Deci aruncă fraze care, sigur, dacă ești de specialitate, nu le crezi și nu ești de acord cu ele, dar ele se aruncă așa în public foarte multe fraze. Așa, și cum au găsit în ce au găsit rezolvarea? Stocarea de care
tocmai discutasem. Stocarea unde? Despre care se vorbește tot mai mult în ultima vreme. Va rezolva această problemă pentru că vei înmagazina ce produci și vei consuma când ajunge acasă energia stocată. Dar unde? Unde? Nu ne spune unde o magazinează. În momentul de față, stocarea este într-adevăr mai scumpă, dar așa cum am văzut la alte tehnologii, aceste costuri se vor reduce și oricum este mult mai rentabil. Stocarea unde? Deci, haide că vă spun eu, stocarea în marele lacuri de acumulare nu e mai scumpă, este bună, nu e niciun fel de problemă. El se referă la stocarea în baterii, mai ales că vorbește de proprietăți. Da. Deci s-a amestecat așa fel încât, mă rog, trebuie să te gândești puțin ca să le clarifici. Bun, foarte interesant este că dacă povestea asta, că probabil cel puțin pe durata berii, așa prevăd și domeniile lor, vânzarea la prețuri negative va fi destul de des întâlnită. Cine plătește pagubele astea? Pagubele astea, normal, fiecare producător, la moment dat, n-are unde să vândă marfa, deci le suportă producătorul până la urmă. Dar producătorul, el azi vinde mai ieftin, mâine vine mai scump, la un moment dat, el ce se întâmplă? La un moment dat poate să producă ceva și să nu ia nimic bani pe ea, și asta, de asta pentru perioade scurte. Dar știți ce înseamnă asta? Scurte, dar se pare că dese. Asta înseamnă că în sistemul energetic, noi nu putem vorbi de o porțiune din el. Sistemul energetic este un ansamblu. El are niște consumatori consacrați și niște producători consacrați. Cei care fac politica energetică trebuie să aibă grijă ca să existe echilibru în așa fel să nu se creeze probleme în sistemul energetic, dar nici la producători și nici la consumatori. Dar ce echilibru să mai discutăm? Ce să discutăm când hidroelectric, așa mai departe, vinde la preț de 3-4 ori mai mult decât produce, adică vinde la preț mult mai mare decât cheltuiel sau în anumite perioade, așa mai departe. Deci nu este în regulă, păi, nu există. Da. Toate lucrurile acestea trebuie echilibrate și trebuie stăpânite. De cine? Nu pot fi stăpânite decât Ministerul Energiei și de Autoritatea Națională de Reglementare. Ei trebuie să stăpânească funcționarea întregului sistem energetic și nu numai tehnic, ci și punct de vedere economic și din punct de vedere financiar și al prețurilor și mai departe. Asta este realitatea. Da, dar, e foarte clar că în momentul când se vinde cu prețuri negative, noi suportăm probabil, nu prin prețurile prin care preluăm. Știți ce se întâmplă? El ăsta, distribuitorul, care ne vinde nouă energia, el are grijă să nu piardă, sunt aproape sigur. Și până la urmă, ce se întâmplă? Prețul nostru de energie a mai scăzut cu 25%, dar oricând o să crească cu 5% dacă este cazul. Să nu mai vorbesc că s-a câștigat foarte mult, după părerea mea, s-a câștigat foarte mult și nu s-a câștigat de cei care trebuie și care trebuie să au muncit pentru treburile acestea. Economie de piață. Dar economia de piață trebuie să fie cu adevărat economie de piață și nu dezavantajul, cum să spun, economiei și dezavantajul populației. Corect. Să fie un echilibru. Dar acum, n-am stat să fac socoteli și asta, dar stăteam și mă gândeam, se tot vorbește de investiții, da? Inclusiv ministrul vorbește de investiții miliarde multe în sectorul energetic. Nu, să-mi spună domnul ministru ce investiții a făcut. A zis, el vorbește de ele și mă pleacă. O să vă zic imediat. Stau să mă gândesc, până la urmă, când va fi și mai multă energie, păi ce fac băieții ăștia? Cui vând? Dom'le, auziți aici, vreau să vă spun că întotdeauna, în fiecare țară, există, hai să zicem, strategii, este o planificare, că asta era termenul care se făcea pe vremurile celelalte, planificare, strategie, tu o numim cum vrem, nu contează, în care eu, ca țară, trebuie să știu cum mă dezvolt, cum asigur energia, nu dezvolt mai mult decât trebuie, renorocirea este alta, că zice nu mai se consumă în anumite, păi sigur că nu se mai consumă, pentru că acum se consumă cu 30-40% mai puțin decât în 1990. Asta este realitatea. Deci energie trebuie să existe și există, dar se creează dezechilibre și ca atare. În momentul când faci o investiție, ea trebuie să știu de ce o fac,
unde dau energia și e necesar sau nu este necesar. Acum, sigur că se pot face investiții, cum este cea de la Mintia, investiții mai mari, și dacă energia aceasta nu ajunge în țară, ăia au grijă, proprietarii au grijă să facă contracte de lungă durată în Uniunea Europeană, să trimită energia acolo, pentru că să știți că energia se caută în Europa tot timpul, pentru că e o criză de resurse extraordinare. Pentru că toată energia se face pe bază de resurse. Mai puțin, să zicem, vânt și soare, dar și asta, până la urmă, sunt niște resurse care există. Dar celelalte, în ce privește restul resurselor, este o criză formidabilă. Sunt țări care n-au niciun pic de apă, dar sunt țări care n-au cărbune, n-au petrol și n-au gaze. Deocamdată, însă, avem nevoie și de asta și, bineînțeles, și de nucleare. Că am zis noi că nu mai trebuie și spunem că până în 2030 o să fie și o să fie. Nu, nu o să fie chiar așa, că trebuie să gândim și să lucrăm mai echilibrați. În așa fel să fim în siguranță. Altfel, o să avem mereu crize energetice, cum avem și acum, chiar dacă s-a mai ameliorat, când a apărut războiul, da? A apărut criza energetică, a dispărut gazul din Rusia. Și ce? De ce Uniunea Europeană n-a avut rezerve în așa fel ca să nu intre în criză, să nu crească prețurile? Nu, domne, până la urmă statele așa au făcut în așa fel încât le-a și convenit că au crescut prețurile. Acum am înțeles că distribuim energie la Republica Moldova și în Ucraina. Și Ucraina are nevoie de ce în ce mai mare de energie, deci asta probabil că reglează într-un fel prețul. Da. Bun, povestea cu... Dacă este energie așa de mult în plus, de ce nu scade prețul la români? Păi ei zic că în aprilie a fost mai ieftin. Și mie mi s-a părut că la gaz cel puțin am plătit mai puțin. Dom'le, fiți atent, dom'le. Da. Prețurile sunt încă mari pentru posibilitățile noastre. Da. De ce nu scade prețul? Păi vă spun de ce nu scade prețul. Pentru că lor le convine să fie prețul mai mare, inclusiv statului, pentru că de acolo vin niște venituri. Da, dar trebuie să plătească oamenii săraci. Da, și acum scandalul prosumatorilor. Au de recuperat de la furnizori peste 50 de milioane de euro pentru energia livrată în rețea anul trecut. Există în legislație o prevedere care permite furnizorilor să le plătească energie livrată în rețea timp de 2 ani, de la facturare. Cum unele companii nu emit facturile la timp, s-a ajuns ca prosumatorii din rețeaua lor să fie plătiți abia după 4 ani. Deci vă dați seama ce... Economie de piață. Ce economie de piață? Asta e o totală dezorganizare, domne. În primul rând, hai să discutăm cinstit. Aia e marfa omului, indiferent care este el. Păi, deci el nu primește bani în prima lună, a doua, a treia, dar după 3 luni măcar trebuie primită, nu după ani de zile. Pentru că fiecare dintre noi sau fiecare are nevoie de bani. Și tot prosumatorii spun și explică și e o realitate. Furnizorul ia banii de la consumator lunar. Desigur, deci, că altfel îl decuplează. Deci ăștia, apropo zis, creditează furnizorul. Eu ce vă spun, că nu este condus de activitatea. Bun, și aici Ministerul de Energie îi dă vină pe ANRE, că ei nu reglează povestea. Eu v-am spus că ăștia două instituții ale statului, și le cunosc bine, nu vorbesc numai să mă aflu în treabă, mereu sunt împreună vinovate, să știți, ba unul, ba altul. Dar până la unul și unul și altul răspunde de energetica României. Nu ce răspunde, doresc, nu răspunde nimeni. Nu răspund, aveți dreptate. Nimeni nu răspunde. Ar trebui să răspundă, da? Care fac fiecare cu... Hai să zicem, se ocupă de energetică. Da, se ocupă să-și ia banii la final de lună. Da. Aia se ocupă. Da, conform ordonanței de urgență a Guvernului 143/2001, prosumatorii pot utiliza cantitatea de energie raportată pe perioada de maxim 24 de luni de la data facturării. Vorbim de Asociația Prosumatorilor și Comunităților de Energie din România, susține că în urma unei interpretări discutabile a legislației în vigoare, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei, ANRE, unde președintele ia un salar de 14.000 de euro pe lună, a impus prosumatorilor o perioadă obligatorie de 24 de luni pentru a beneficia de contravaloarea energiei injectate în rețea.
Această decizie a generat o linie de credit gratuit în favoarea furnizorilor de peste 50 de milioane de euro, spune acum. Diferența între energie, între prețul energiei active la diferența între prețul energiei active la prețul de contract al furnizorilor și energia ce ar urma să fie plătită după 24-48 de luni este uriașă. Deci una ai prețul acum, una ai prețul peste... Deci vă dați seama ce abuzuri. Care este părerea mea care am condus energetica românească? Părerea mea este următoarea. 1. Ministerul Energiei, în primul rând, nu este organizat în așa fel ca să facă față sarcinile adevărate care le are. 2. S-a mai întâmplat un fenomen că s-a strecurat și specialiști și nespecialiști în conducere. La ANR este la fel. Și pe urmă începe mai departe și la alte instituții de producție și așa mai departe, distribuție, transport de energie electrică. Deci, în ansamblu, pot să spun așa, că nu avem nicio șansă lucrurile să meargă corect în continuare și bine dacă nu există o organizare corespunzătoare și nu este bine organizată cu oameni competenți și oameni corespunzători peste tot. Ce să mai discutăm? Asta este. Încă o situație generată de furnizori, și asta iarăși, deci o dată că le dă banii când le dă, când le dă, diferențele de prețuri sunt mari, o parte din această energie a fost vândută de furnizori la prețuri ridicate, de până la 2 sau 3 ori mai mari decât prețul de achiziție de la prosumatori. Adică, bă, dați seama ce hoție pe față! Deci asta, eu vreau să vă spun, mă simt obligat. 2 cărți am scris în România despre, și sunt aproape unicele, despre piața de energie. Deci știu exact ce e cu piața. Asta nu e piață de energie. Aciuma este, nici nu vreau să folosesc un cuvânt urât, dar nici nu pot să folosesc un cuvânt frumos. Nu e piață de energie. Scopul pieții de energie, scopul pieții este să se găsească, să se realizeze energie mai ieftină pentru consumator. Lucru care nu se întâmplă, iar ultimii ani tot timpul a crescut. Iar când scade un pic, acum primăvara, cu câteva procente, vine toată lumea și se laudă. Nu, domne, nu trebuie să se laude. Nu trebuie niciodată producătorul, indiferent care este el, sau furnizorul, sau chiar transportatorul, să nu câștige pe seama consumatorilor. Nu este în regulă, mai ales în România, pentru că și așa sunt probleme cu totul deosebite. De ce să câștigi pe seama acestor consumatori din România? Nici nu mai spun care sunt, că să știu. Da. Da? De ce să câștigi? Nu este în regulă. Ca atare, eu cred că trebuie luate niște măsuri de revedere a modului de conducere a energeticii românești. Da. Ministrul este în campanie electorală și declară, este inadmisibil ca facturile să nu fie emise la timp. În urmă cu 2 săptămâni, ministrul Energiei Sebastian Burduș a precizat că va analiza ce se întâmplă cu facturile prosumatorilor. Ministerul Energiei susține fenomenul prosumatorilor. În termen de 24 de luni există acea compensare cantitativă, apoi putem discuta de o compensare financiară. Numărul prosumatorilor a cunoscut o creștere accelerată. Există 120.000 de prosumatori azi în România cu o putere de peste 1.500 de megawatts și este important să îi încurajăm în continuare. Campania electorală. Deci vreau să vă spun următorul lucru. În momentul Vom avea un dialog cu ANRE, întrucât nu este decizia Ministerului. Ați văzut? Deci problema este, de asta v-am spus, Ministerul Energiei și ANRE-ul, că eu știu foarte bine asta. Ei, vezi, doamne, sunt separate. Este foarte adevărat că ANRE, el e condus de la Parlament, ăștia alți sunt condus de la Guvern și mai departe, dar ei trebuie să fie tot timpul să conlucreze. Pentru că să faci tot felul de directive și mai departe, să știu măsurile care se iau, au influență directă și efecte directe asupra consumatorilor, indiferent care sunt ei. Acum, ce pot eu să vă spun? Este următorul lucru. În o țară în care tu nu ai o politică energetică coerentă și o strategie energetică și pe urmă să dai niște legi, niște totul foarte ordonat și în așa fel ca să știi cu bătaie medie și lungă ce se va întâmpla, nu la voia întâmplării, evident că acesta este efectul, că unii produc și vând de 3 ori mai mult sau de 5 ori sau de 6 ori, alții care nu fac nimic decât ia energia și o dă vând cu de 3 ori mai mult și pe urmă încep să faci niște
socoteli și constați că efectul este asupra ălora care nu trebuie să fie activ, populație și economie. Nu este în regulă. Aceasta e concluzia. Nu este strategie, nu este politică energetică și nu este conducere energetică. Ce să mai discutăm? Pentru aceste lucruri nu trebuie să întâmple. Și nu există răspundere. Nu există responsabilitate. Păi nu există responsabilitate. Ce responsabilitate? Acum hai să ne înțelegem. Nu se poate. Și dacă lucrurile astea merg mai departe, ele o să aibă în continuare efecte negative. Economia o vedem cum este. Nu vedeți și cei care mai produc câte ceva să chinuie, pentru că sunt suficienți care îi necăjesc și chinuie, iar în ce privește populația, ce să mai discutăm? Nu? Lucrurile sunt foarte clare. Deci a scăzut prețul energiei. Da, domnule, nu trebuia să crească în România, pentru că România are resurse, România are capacități de producție, are de toate. Dar eu, economia mea și viața populației mele nu o dau pe mâna altora. Trebuie eu ca stat și ca minister și ca așa de autorități să coordonez, să știu ce se întâmplă în fiecare moment. Nu se întâmplă așa. Foarte multă lume face ce vrea și efectele se văd. Deci sunt foarte multe de discutat, dacă ar fi să ne băgăm și în problema tehnică și economică, așa, sunt foarte multe. Vreau să vă spun următorul lucru. Este total în neregulă ce se întâmplă, total în neregulă. Iar ce se întâmplă, că vine domnul ministru sau mai vine un oficial și mai aruncă așa câte o poveste pe la televiziune, este insuficient, nu spun realitatea și nici nu iau măsurile ca să îndrepte lucrurile. Ce să mai... Un lucru de la mine trebuie să-l auziți încă o dată, să-l audă toată lumea. Țara asta are resurse, are ce trebuie ca să fie prețuri mai mici. Dar pentru asta, în primul rând, trebuie să aibă grijă, să fie atent statul și autoritățile statului. Că nici ele nu întotdeauna se grăbesc să scadă prețul pentru că au interese și statul are interese, mai departe. Dar cât timp mai poate să suplătească populația aceasta aceste prețuri? Vedeți când e vorba să crească pensiile, de ani de zile tot le crește câte un pic. Iar când e vorba să crească energia, repede se dublează prețul și la... Sau, păi a rămân sus. Și după aici, da, să vedem ce se face. Da. Bun, de ce ne-au coborât? Acum au coborât 30%, probabil. Nu da, se știe cât 25% cum. 25% da. Și 5%. Deci lucrurile sunt destul de complicate. Sunt foarte multe candidați de discutat. Cumva? Eu nu candidez. Na, m-am văzut obligat să vă întreb, că așa mi-am auzit vorbind pe unii pe acolo, promit tot felul de lucruri. Dumneavoastră veniți cu lucruri susținute. Acum 15 ani am renunțat la politică definitiv, mă ocup doar de știință, de tehnică, corect, de așa mai departe și de viața personală. Nu candidez. Da, zicea primul ministru la un moment dat, ultima vreme l-am mai repetat de câteva ori, că va face o selecție între agențiile astea, în care multe n-au niciun rost, nicio sarcină, n-au nicio așa. Cred că și asta cu ANRE-ul ar putea fi activitatea lor preluată de minister și s-ar economisi niște bani și probabil că s-ar coordona direct, adică nu stat în stat. Deci nu trebuie preluată neapărat decât, trebuie să fie un pic, de aibă o anumită autonomie, că altfel, știți... Păi da, fac prostii. Nu, altceva trebuie făcut. Trebuie văzut cât câștigă fiecare. Eu vreau să vă spun că a fost demnitar a acestui stat. Eu vreau să vă spun că nu pot să fiu de acord. Și o spun public. Să se câștige exorbitant, ăsta este termenul, da? În această țară. Nu pot. Și nu trebuie. Nu este nevoie. Sunt niște salarii exagerate la foarte mulți demnitari ai statului și la foarte multe funcții. La ANRE. La ANRE, de ce trebuie să fie 12-14 mii de euro? De ce? Că este arhisuficient 4-5 mii. Eu am condus tot sistemul și nu aveam decât 3 mii de euro. Tot erau la grămadă. Și era tot acum după Revoluție. Deci lucrurile erau mai echilibrate. Eu sunt împotriva acestor câștiguri exorbitante și n-are sens, nu-i momentul și nici nu-i locul ca noi să spunem cine cum. Unii câștigă exagerat. De unde? Banii vin de la stat. Adică și, banii noștri. Așa, și banii. Nu este în regulă. De ce? Știți de ce? Eu te ajut pe tine, tu mă ajut pe mine și împreună să trăim bine. Iar restul o să vadă ei cum și trăiesc. Și cine să regleze treaba asta? Aici e întrebarea esențială. Și pe urmă încep alegerile. Deci eu spun public și am spus-o de fiecare dată și am spus și în alte împrejurări, nu numai la dumneavoastră, nu sunt de acord.
Pentru că inechitatea socială în România este cea mai mare din Europa. Da, sunt clar. Indicatori, am scris și într-o carte. De ce să fie asta? De ce? De ce? Da, mulțumesc tare mult, domnule președinte. A fost 45 de minute intense, zic eu, și, mă rog, sper că prezentând anumite lucruri dumneavoastră, susținând ideile pe care le-ați susținut de-a lungul vieții și în cărțile pe care le-ați scris, deschidem un pic. Peste o săptămână mă duc la Neptun, unde e mare conferință de energetică, mă duc și acolo, am și acolo de spus ceva, așa și în mai multe locuri, mă duc mereu peste. Și spun, să știți că spun, nu este suficient să spunem, este ca cei care fac trebuie să fie mai prudenți, mai echitabili. Nu putem în țara asta să fie unii foarte, foarte și unii foarte... Nu se poate. Final de emisiune, mulțumesc încă o atâta de mult, sănătate și să ne vedem cu bine data viitoare. Dragi prieteni, mulțumesc tare mult dacă ne-ați urmărit. Vă doresc o după masă frumoasă în continuare alături de Info HD. La revedere!